Naționala lui Gică Hagi învingea Anglia și la Mondialul din 98 și la Euro 2000 și iată-l pe Tom Cristea. Pomeneam de golul său marcat în poarta lui Florin Prunea, cel care ar fi trebuit să fie în această seară în poarta națională a României, dar n-a reușit să ajungă. Tom Cristea marca în poarta lui Prunea în acel 5-0 de poveste reușit de Sportul împotriva lui Dinamo la mijlocul anilor 80. Un șut sănătos, l-am văzut pe Liliac întrebuințat serios la acest șut al lui Tom Cristea. Meci demonstrativ, spectacol. Gica Popescu nu era în lotul inițial al prietenului Hagi, a fost o surpriză. Venit Prodan, a recuperare, nu este offside, Smoleanu, față în față, cu Vanu Preda, Smoleanu, gol! Un gol fantastic reușit de Carol Petronului, loc de la 30 de metri, peste Vanu Preda. Cristi Smoleanu a fost un Gica Hagi al Petronului la Cupa României câștigată în 95. Bucurie pentru Ion Marin și pentru ceilalți petroliști aflați pe banca de rezervă. Cristi Smoleanu, posesorul lui stâng magic, el a reușit să construiască golul marcat de Andrei Cuț în finală. Gica Hagi și Gica Popescu acum protejând, urcă Tom Cristea, să vedem ce treia lui pentru Viorel Moldovan. Da, și ca în meciul cu Cagliari din 93, plonjonul lui Viorel Moldovan, cu care fostul vârf al naționalei înscrie, mi-a adus aminte de golul, de golul pe care Viorel Moldovan îl marca pentru Dinamo 93 în Cupa UEFA împotriva lui Cagliari, cu un plonjon asemănător tot din acea poziție. Foarte bun cei de la Petrolul pe contraatac. Ion Marin probabil că a repetat de foarte multe ori această tactică înainte acestei înfruntări teribile și din nou cei de la Petrolul periculoși prin Zafiris, lăsând această minge cu călcâiul pentru Baștină. Urcă și Grama acum, să vedem centrarea, minge scoasă pentru Baștină și Fane Preda se angajează de la vincul. Continuă jocul, nu a putut să mă oprească petroliștii. Smoleanu! Extraordinar de Carol Petrolului, cel care a marcat golul cu care s-a deschis scorul în această seară. Un nou atac al echipei lui Hagi. Hagi, un șut peste poartă. Orice ar face Hagi este aplaudat, foarte iubit, fostul jucător al Naționalei României. Nu iubește foarte mult adversarele din campionatul Petrolului. Spune că mai sunt și factori mai importanți de decizie care nu sunt... ce gol! Reușește Marian Ivan! Splendidă execuția fostului atacant al lui FC Brașov și al... Și al Naționalei României. Să nu uităm, și Ivan a fost împreună cu Naționala României la Cupa Mondială din 1994. Hagi. Viorel Moldovan este vârf împins. Acum combina Gică Hagi cu Ovidiu Stângă. Încă un atac al celor Naționale României și un reflex al lui Liliac. Aplauze din tribună, respinge Liliac la acest șut. Petrolul acum în acțiune, cade un jucător al Petrolului în careu și este penalti. Adrian Moroianu, centralul acestui meci, este din Ploiești și îl putem bănui de un pic departe prin această partidă. Altă dată, unul la Steaua, altul la Dinamo, din nou adversari în această seară. Vă vedem tot stadionul. Vivi Rechita! Gică Hagi, să vedem dacă va reuși să șuteze, l-are în față pe Vivi Rechita. Hagi încearcă printre trei jucători. Da, Moldovan, gol! Hagi a făcut faza, Viorel Moldovan a înscris, cam vremurile bune pentru Naționala României. Da, Hagi cu pasa, Viorel Moldovan cu golul. Câteva secunde îl scap de sub supraveghere pe Viorel Moldovan și fostul mare atacant al Naționalei României nu iartă. Între timp, Moldovan a marcat un nou gol în această seară. El a marcat și primul gol al Naționalei României, centrare perfectă a lui Ovidiu Stângă. Ovidiu Stângă, să ne aducem aminte, era cel care îi dădea pasa de gol lui Răduceiu la Euro 96, când Răduceiu reușea să marcheze împotriva Naționalei Spaniei la acel turneu final. Totuși, să nu uităm, Petrolul a reușit o victorie împotriva campioanei României, Oțelul Galați. Între timp, Hagi dezinvolt încearcă lucruri dintre cele mai complicate, frânele
frânele, cred că Hagi a fost la un service înainte de acest meci, că frânele arată cam vremurile bune. Hagi se aude în acest moment pe stadionul Ilie Oană și el este chemat la salut de peluza ploieșteană. Popescu față în față cu Liliac Popescu. Ratează Gică Popescu din 6 metri. Da, poate ca în jocurile copilăriei ne aduce o aminte transversală, valora mai mult decât un gol dacă reușeai să o lovești și ți aducea mai multe puncte. Poate că lui Gică Popescu i s-a spus că în această seară se joacă după acel sistem din copilărie. S-a părat foarte bine Liliac. Da, a închis total unghiul acolo. Iată-l pe Ion Cojocaru. Recuperează Savatoș. Trebuie să fie atent că îl poate elimina. Ar fi obligație să-l bage din nou pe Hagi. E un cuvânt magic atunci când se analizează prestația unui arbitru. Tenta. Cred că la Adrian Moreanu se poate vedea o tentă. Medicul Petrolului povestea că nu mai întâlnise un jucător atât de puternic precum Grama, deși era destul de subțire așa, era numai fibră Grama, marcatorul ultimului gol din această seară, florile final al unei întâlniri foarte frumoase.